Salutare tuturor! Suntem live aici pe WellCode și o să vorbim astăzi despre cum să fii motivat. Iar asta o să fie unul dintre cele mai bune videouri de pe canal, așa că uită-te cu atenție. Este vorba despre un mindset training și de fapt e lucrul cel mai important atunci când vine vorba de învățatul programării. Cum îți iei energia, cum te faci să lucrezi atunci când poate nu ai chef, atunci când poate ești obosit, când poate mai degrabă ai face altceva. Și toate lucrurile despre care o să vorbesc în acest video sunt bazate pe propria mea experiență. Predau informatică de 8 ani. Fac programare de 10 ani și în tot timpul ăsta, cred că asta a fost lucru care m-a scos pe mine în evidență, care m-a situat, să zicem, deasupra celorlalți, și anume faptul că am fost mai motivat, faptul că am fost mai disciplinat, faptul că atunci când a fost vorba de a lucra și a face poate lucruri neplăcute sau a lucra constant, am fost mai harnic decât alți oameni și din cauza asta vreau să vorbim despre toată treaba asta și să îți dau, să zicem, secretele pe care eu le folosesc să mă motivez atunci când nu am chef să fac ceva, atunci când poate vreau să o iau mai lejer. Ce fac ca să nu o iau mai lejer? Ce fac ca să-mi fac în continuare treaba bine și să pot să îmi duc taskurile la bun sfârșit. Vă salut pe toți, salut Sami, Ciprian, Emi, Edi și așa mai departe. Mă bucur foarte mult că sunteți aici. Vă rog frumos să îmi lăsați toate întrebările voastre pe partea de mindset, pe partea de motivație, pentru că la finalul videoului o să răspund la toate întrebările astea și o să vorbim despre treaba asta, adică motivul pentru care am ales să vorbim despre treaba asta e că, de fapt, secretul succesului sau cel mai important factor atunci când vine vorba de a avea succes în programare și de a ajunge să, nu mă refer doar să ai un job în IT, gen să ajungi poate un tester sau să ajungi pe partea de suport, ci chiar să ai un job bun și să lucrezi la un nivel înalt, factorul cel mai important le reprezintă munca, adică cât de serios lucrezi. Și IT-ul e un domeniu, și mai ales programarea, e un domeniu foarte complex. E ceva ce nu se poate învăța peste noapte. Nu poți să începi astăzi să înveți și poi mâine să zici, bă, gata, sunt programator. E vorba de o muncă susținută. Și ca să poți să faci munca asta susținută, trebuie să fii motivat. Trebuie să ai o energie care să te împingă să lucrezi. Și de multe ori feedback-ul pe care îl primezi din partea oamenilor e că lucrezi ca un robot, că eu nu iau niciodată pauze, că de ce fac asta? Ce mă motivează? Ce mă împinge să fac asta zi de zi? Și asta e un lucru care m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat în primul rând în liceu, când m-am apucat de programare, când am pornit-o de la zero absolut, din punctul în care nu înțelegeam la clasă și am ajuns într-un an în punctul în care să mă calific la națională. Totul strict prin muncă și prin motivație, mai ales având în vedere că nu am avut neapărat cea mai bună pregătire în domeniu. Și atunci, cred cu tărie că motivația și disciplina sunt unii dintre cei mai importanți factori când vine vorba de succesul în programare și pot să atest asta nu doar prin propria mea experiență de informatician, de programator, ci și prin experiența pe care o am ca și mentor. Pentru că am foarte mulți clienți care vin din medii total diferite. Am clienți care au joburi, să zicem, oarecum necalificate. Adică nu au făcut o facultate în domeniu, nu au nicio legătură cu domeniile teoretice și totuși, în câteva luni de muncă, ajung să fie mai bun decât un elev care are experiență de câțiva ani, un elev de clasa 10, de clasa 11 la MateInfo, decât majoritatea elevilor de la MateInfo și pe urmă ei ajung să facă și proiecte personale și să devină programator. Și am stat de multe ori să mă gândesc la toată treaba asta. Adică, bă, ok, ce îl face pe
ce face pe clienții ăștia care pornesc mult mai de jos, la care majoritatea oamenilor nici măcar nu le-ar da șanse că pot să învețe programare, ce îi face pe ei să fie bun? De ce ei continuă să progreseze? Și de multe ori ce am văzut e că progresul lor la început e foarte, foarte mic. Adică progresează greu. Se prind greu de lucruri. De ce se prind greu de lucruri? Ce se întâmplă? Și de multe ori, la început, mă gândeam, bă, ok, de fapt, are rost pentru oamenii ăștia. Și ei erau cei care trăgeau de mine. Bă, ok, hai că vreau să învăț, vreau să continui să învăț. Și ei continuau să tragă și împingeau foarte, foarte, foarte tare. Și la un moment dat se întâmpla ca un fel de revelație, ca și cum se întorceau cu 180 de grade și deveneau foarte, să zicem, inteligenți relativ la nivelul de la care au pornit. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, totul vine din partea asta interioară, din motivație și din faptul că ei erau dispuși să tragă mai mult decât erau poate 90% dintre ceilalți clienți. Poate dacă ei înțelegeau de 3 ori mai greu, erau dispuși să tragă de 10 ori mai tare. Și chestia asta ajungea să îi împingă. Și al doilea motiv pentru care fac live-ul ăsta și pentru care am ales ziua de astăzi să discut despre motivație este faptul că afară este foarte frumos. A venit vara și toată lumea intră pe un mod din ăsta lejer, ca un fel de mod din ăsta de hibernare. Parcă toate lucrurile care au treabă cu profesia se opresc. Parcă, bă, hai că mai las un pic, hai că mai amân, hai că mai aștept câteva luni până să mă apuc de programare. Și chiar observăm și în programul nostru de mentorat o scădere destul de mare a activității clienților. Și văd că lucrează din ce în ce mai puțin. Și într-adevăr, în perioadele de genul, atunci când e frumos afară, parcă nu-ți mai vine să lucrezi. Parcă mai bine, nu știu, ieși la o terasă acum că s-au deschis, stai și bei un suc, bei ceva, te mai întâlnești cu prietenii și toată atmosfera asta din jurul tău parcă e făcută de așa natură încât să nu te apuci să lucrezi. Parcă, bă, mai bine ai sta, mai bine ai lăsa-o mai lejer și te apuci tu la toamnă. Și vreau să demontez un pic miturile astea conform cărora există niște perioade potrivite în care să te apuci de programare sau trebuie să fii într-un anumit mindset, pentru că ce nu realizează foarte mulți oameni e faptul că, de fapt, tu nu trebuie să fii într-o stare bună ca să te apuci să faci programare. Nu trebuie să te simți motivat, nu trebuie să te simți pregătit ca să începi să înveți, ci că există alte lucruri care pot să simuleze starea asta de motivație. Pentru că cum fac majoritatea oamenilor să învețe informatică e că la un moment dat e o zi din aia plictisitoare, poate plouă afară, parcă n-au chef de nimic, parcă te mai simți așa și tu un pic vinovat. Bă, ok, n-am chef de nimic, parcă prea mult am pierdut vremea, hai să fac ceva productiv cu viața mea. Și atunci, în ziua aia ploioasă, în care te simți un pic vinovat, te pui la calculator și înveți un pic de programare. Poate chiar îți creezi un pic de inerție, chiar îți creezi un pic de motivație și continui cu învățatul timp de câteva zile, poate chiar câteva săptămâni și pe urmă vine vara. Și chestia asta îți rupe ritmul total. De multe ori, cred că cel mai mare inamic când vine vorba de învățatul programării este ruperea asta de ritm. Și e ceva ce mie personal nu-mi place. Nu-mi place să iau vacanțe. De multe ori chiar mă enervează să iau vacanțe și momentele în care mi-au așa, să zicem, o zi, două libere, e momentul ăla în care chiar simt că nu mai fac față și că nu mă mai pot concentra, că nu mai dau randament. Și acum poate o să te uiți la video ăsta și zici, bă, ce-i cu Petru, e nebun, nu-și ia vacanțe, lucrează în fiecare zi. Dar ideea e că există un motiv pentru care fac chestia asta. Știu tot timpul când eram în școală că venea vacanța de vară și număram zilele până la vacanță. După aia, în ultimele săptămâni, poate chiar în ultimele două luni de școală, deja mai începeam să chiulez de la ore, ne mai scuteam cu diverse chestii, cu diverse motive.
Și ideea e că era foarte greu, adică, nu știu, trăgeam așa în ultimele zile, în zilele alea de căldură, să chiar fac ceva pe partea de programare. Și totuși, vacanța venea până la urmă. Și venea vacanța, stăteam, mă distram, nu prea făceam teme. Și după aia, pac, începea școala din nou toamna. Și era foarte greu să-mi intru în ritm. Nu mai aveam niciun chef să mă apuc de teme. Nu aveam chef să mă trezesc dimineața la 8. Și ideea e că, neavând vacanță, chiar dacă lucrezi, să zicem, mai puțin timp într-o zi, îți păstrezi ritmul de lucru. Ce înseamnă faptul ăsta că îți păstrezi ritmul de lucru? Înseamnă că nu ți-e greu să te apuci, pentru că, de fapt, cel mai mare obstacol când vine vorba de motivație este chestia asta, să te pui la calculator și să te apuci. Asta e cel mai dificil lucru. Că, bă, ok, hai că mai stau 5 minute, hai că mai stau 10 minute, hai că mă apuc de mâine, hai că mă apuc de diseară, acum dimineață, parcă sunt prea obosit și mai vreau să mai amân chestia asta. Dar ideea e în felul următor, că tu nu ai cum să amâni treaba asta la nesfârșit. Adică ce trebuie să conștientizezi e că mâine o să fie mai greu și poi mâine o să fie mai greu și motivația asta foarte rar o să vină. Adică foarte rar o să fie tot contextul din jurul tău făcut de așa natură încât să zici, bă, da, uite, acum mă apuc, acum mă pun să învăț programare, mamă, ce motivație simt în mine. Și motivația asta vine mai degrabă dintr-un automatism. Adică când am început să fac primele videouri pe YouTube și dacă te uiți pe canal și sortezi invers, o să vezi niște videouri foarte proaste, o să vezi că videourile sunt plictisitoare, că informația nu e structurată așa de bine cum o structureza acum și că, na, de multe ori poate că nu aveam așa mult chef să înregistrez videourile. Totuși, am continuat să le înregistrez și am devenit mai bun la asta. Și acum, având live-urile astea de două ori pe săptămână, joia și duminica, le fac natural. Adică îmi vine natural să vorbesc despre asta. Nu am nevoie de absolut nicio motivație. La fel și atunci când mă pun să scriu cod. Când am început în clasa nouă, bă, n-aveam eu chef să mă pun să scriu cod, mai ales că la început făceam probleme pe caiet, adică nici măcar nu foloseam un calculator și știu că făceam probleme în pseudocod, adică eu rezolvam probleme din culegere pe caiet și mă enerva. Adică mă enerva să scriu codul pe caiet, mai ales că scriam cu pixul, mi-aduceam aminte de chestii, trebuia să modific, trebuia să scriu din nou. Cred că am terminat destul de repede un caiet de informatică în clasa nouă. Și totuși, iată-mă în punctul în care, bă, nu am nevoie de nicio motivație să mă pun să scriu cod. Parcă mai mult mă enervează dacă nu lucrez, adică nu mă simt bine, parcă dacă stau numai și, nu știu, mă joc pe Xbox sau mă uit la un serial, foarte rapid îmi vine sentimentul de vinovăție, îmi vine și o voce care îmi zice, bă, Petru, n-ai făcut nimica. Și toată chestia asta s-a format în anii de antrenament, adică dacă ani în șir m-am pus de fiecare dată să scriu cod, m-am pus să mă gândesc la probleme, m-am pus să rezolv probleme, acum sunt în punctul în care pur și simplu vreau să fac asta, pur și simplu m-am obișnuit. Și atunci, ca să simți motivația, una din cele mai importante modalități prin care să faci chestia asta este să îți creezi o obișnuință. Adică, în fiecare zi, de la ora cutare, este ora programării. La ora aia tu te pui la calculator și începi să lucrezi. Și majoritatea oamenilor care predau informatică și majoritatea cursurilor nu pun accentul deloc pe partea asta de mindset, care cred eu că e mult mai important decât se spune. Adică, într-adevăr, e foarte, foarte puțin luat în calcul exact din motivul ăsta. Pentru că majoritatea celor care ajung să fie buni la programare au ajuns buni datorită anilor în șir de lucru. Adică eu am început să țin primele lecții și primele pregătiri de olimpiadă după ce făceam deja programare de 2 ani, după ce deja obținuse medalie de argint la Olimpiada Națională de Informatică. Și atunci eu deja eram foarte, foarte bun. Și în momentul în care ești atât de bun, nu mai ai probleme cu motivația. Adică, în cazul meu, mai degrabă am probleme cu odihna, că nu mă odihnesc suficient. Și atunci mi-e foarte greu să rezonez cu o persoană care o ia de la zero, cu o persoană care
care începe acum să învețe programare, care nu înțelege aproape nimica, care se sperie pur și simplu când vede câte limbaje de programare sunt pe piață. Și atunci partea de mindset este neglijată total sau aproape total. Și atunci tu trebuie să lucrezi de cele mai multe ori independent la lucrul ăsta. Și prima modalitate, cum am zis, este să îți setezi niște ore un program la care tu faci informatică. După aia, următorul lucru, și aici iar o să intrăm în niște lucruri un pic mai non-tehnice, e starea interioară, adică cum te simți tu pe moment. Pentru că de multe ori avem starea aia de, bă, n-aș vrea să fac nimica, parcă, bă, hai că, lasă, mă apuc de mâine. Mă apuc de poimine. Parcă vreau numai să stau și să nu fac nimica. Și iarăși, ce greșesc foarte mulți oameni pe treaba asta, este că cred că starea asta nu o controlează ei. Cred că starea asta este controlată de niște factori externi. Cum am zis, este frumos afară, eu mă simt bine, plouă afară, mă simt prost. Dar, de fapt, adevărul e că ne putem controla starea asta interioară mult mai ușor decât credem. Ne putem controla emoțiile mult mai ușor decât ne-am aștepta. Pentru că există niște metode foarte simple de a face toată treaba asta. Și înainte să trec la metodele astea, am uitat să dau un reminder. Dacă ești începător în programare și vrei să faci primii pași, intră chiar acum pe wellcode.ro și înscrie-te în cursul nostru gratuit. Acolo, pe lângă toate materialele, ai parte și de ajutor direct din partea noastră. Deci îți răspundem la toate întrebările pe care le ai. Bun. Și acum, cum faci să îți controlezi starea emoțională? Pentru că foarte mult vine din chestia asta. Adică dacă te simți foarte nasol, nu o să te apuci să înveți. Pur și simplu, ăsta e adevăr. Ei bine, în primul rând, trebuie să știi exact care e scopul tău pentru care vrei să faci programare. Pentru că, să fim serioși, dacă deja câștigi 20.000 de euro pe lună, nu prea o să ai motivație să înveți programare. Pur și simplu. Adică de ce să-ți bați capul cu ceva atât de greu în momentul în care tu ești deja realizat financiar, când ești în punctul în care îți permiți să câștigi aproape orice? Motivația asta o să vină foarte, foarte greu. Și pentru unii oameni chiar nu are sens să învețe programare. Adică au deja un job suficient de bun, deja își permit să-și cumpere aproape tot ce își doresc. De ce ar mai trebui să mai facă programare? Și răspunsul lor e că, bă, pentru ei chiar nu are sens să facă programare. Pe urmă, tu trebuie să îți setezi un scop. Adică trebuie să știi exact, bă, de ce fac chestia asta? De ce vreau să fac programare? De ce am nevoie de motivație pentru chestia asta? Și atunci tu trebuie să te gândești unde vrei să ajungi. De ce vrei să ajungi programator? Nu e suficient să te gândești, bă, ok, vreau să fiu programator ca să câștig bine. Nu, asta e un scop foarte general. Trebuie să te gândești foarte clar, ok, cam ce venituri vrea să ai? Unde vrei să ajungi pe termen lung? Deci nu e vorba doar de ce faci acum, nu e vorba doar de ce faci pe termen scurt, ci și unde îți vezi cariera în 3-4 ani. Adică, foarte mulți oameni zic, bă, ok, las că intru în domeniu și pe urmă văd eu care-i faza. Și atunci eu vin cu întrebarea. Să zicem că avem doi oameni. Să zicem, îl avem pe Gigel și pe Ionel. Gigel vrea să fie programator pur și simplu ca să aibă salariu un pic mai mare, să aibă salariu, să zicem, cu 1000 de lei mai mult decât câștigă în locul actual de muncă. Și pe urmă vede el. În schimb, Ionel vrea să intre în domeniu nu doar ca să câștige cu 1000 de lei mai mult în prezent, ci pentru că pe termen lung el vrea să fie freelancer. El vrea să se mute la casa lui, vrea să-și construiască o casă, vrea să poată să călătorească atunci când are el chef și vrea să câștige între 5 și 8.000 de euro pe lună, pentru că atât a auzit el că se câștigă ca și freelancer. Și acum vine întrebarea mea către tine. Cine crezi că o să fie mai motivat să lucreze? Gigel, care vrea să câștige cu 1000 de lei pe lună și apoi mai vede el ce o să facă? Sau Ionel, care vrea să ajungă în 3 ani freelancer și vrea să poată să călătorească prin lume?
Și de-aia că, bineînțeles, Ionel o să fie mult mai motivat, pentru că el o să aibă scopurile astea foarte clar setate. Și de fiecare dată când o să se lenevească, o să existe o voce în mintea lui care o să zică, bă, ok, vezi că ne cam lenevim. Și asta înseamnă că în continuare ești departe de scopul tău. Ești departe de scopul tău de a fi freelancer. Și de asta e foarte important să știi, bă, de ce vrei să faci treaba asta. De ce vrei să devii programator? Câți bani vrei să câștigi din chestia asta? Ce fel de facilități vrei să ai la locul de muncă? Te interesează să lucrezi la lucruri interesante? Te interesează să creezi lucruri pentru alți oameni? Îți pasă de ceilalți? Îți place să ajuți? Și îți recomand pentru chestia asta să stai cel puțin o zi și să te gândești de ce vrei să faci programare. Poate chiar să-ți iei o foaie și să scrii o foaie A4 cu toate motivele pentru care vrei să faci programare și să ți le scrii cât mai în detaliu. Adică chiar să-ți imaginezi cum arată o zi de când te trezești și până te culci în condițiile în care ești programator. Și nu mă refer la condițiile în care ești programator junior, ci unde vrei să ajungi după ce acumulezi experiență în domeniu. Pentru că odată ce ai scopul ăsta foarte clar definit, poți să îți modelezi foarte bine starea emoțională. Pentru că, ok, te gândești că astăzi ai avut o zi proastă, dar în același timp te gândești, ok, am avut o zi proastă, dar am scopul meu. Știu cum o să arate zilele mele bune. Știu de ce fac chestia asta. Hai să mă pun și să lucrez cel puțin o problemă, nu mă ridic de la calculator până când nu lucrez cel puțin o problemă ca să încep să mă apropii de scopul meu. Și în momentul în care ai ajuns în punctul ăsta, în care știi foarte bine scopurile și în momentul în care poți să-ți aduci aminte de ele de fiecare dată când intervin gândurile negative și de fiecare dată când vine starea nasoală, o să-ți fie foarte ușor să te motivezi, pentru că știi pentru ce tragi. Și pe urmă, ultimul lucru este să folosești niște recompense. Adică, bineînțeles că cineva care e programator și e plătit bine, o să fie motivat să-și facă job-ul. Pentru că, ok, dacă vorbim de salariu de câteva mii de euro pe lună, de ce ai vrea să lenevești, de ce ai vrea să te plafonezi? Pentru că tot timpul știi că se poate mai bine. Și atunci, cu trucurile astea, tu poți să fii foarte, foarte motivat. Și e foarte important să realizezi că tu ești cauza lucrurilor care ți se întâmplă ție și nu ești rezultatul. Adică e o diferență de nuanță. În momentul în care tu accepți că acțiunile tale îți determină viața, adică în momentul în care ești conștient că dacă stai toată ziua și tu ești la serial, cariera ta n-are cum să te îmbunătățească și atâta timp cât ești conștient că dacă stai pe scaun și lucrezi și pui întrebări și devii bun la programare, o să devii un programator bun și o să începi să faci mai mulți bani și să ai o carieră mult mai de succes, o să știi exact care sunt acțiunile pe care trebuie să le faci, o să știi exact cum se traduce fiecare acțiune într-un rezultat. Pentru că, de fapt, asta e o cauză foarte mare a demotivării și a procrastinării. Pentru că eu nu știu de ce fac un lucru sau nu știu la ce mă ajută să fac un lucru. De fiecare dată când stai și te gândești, bă, de ce mă ajută să fac lucrul ăsta, de ce fac chestia asta, înseamnă că te-ai demotivat, înseamnă că suferi de procrastinare și din cauza asta e foarte important să ai un motiv pentru lucrurile pe care le faci. Și unul din motivele pentru care mulți oameni stau în starea asta în care învață programare timp de câțiva ani, câteva luni, câțiva ani, e fix motivul ăsta că nu au un îndrumător. Adică, cumva, fiecare pas pe care îl fac nu le aduce încredere. Adică nu simt că, bă, ok, fac treaba asta și o să mă duc în punctul în care să învăț mai mult. O să mă duc în punctul în care să fiu mai bun. Pentru că ajungi să te îndoiești de tine, ajungi să te îndoiești de capacitatea ta de învățare de pe tot felul de tutoriale de pe internet. Adică ești în punctul în care, ok, ai parcurs 4, 5, 6 tutoriale și vezi că lucrurile încă nu se leagă. Și în momentul în care iei al 7-lea tutorial și îți dai seama că lucrurile din nou nu se leagă, începi să te îndoiești de tutorialele astea și începe motivația să se piardă. Și din cauza asta e foarte, foarte bine să ai un îndrumător. De asta mi se pare crucial să ai pe cineva care să-ți spună ce să lucrezi, de unde să lucrezi și care să-ți dea și feedback legat de progresul tău. Adică să zică, bă, da, bravo, ne mișcăm în direcția bună
sau din contră să-ți dea șuturi în fund, să zică, bă, ce faci, de ce te lenevești, de ce lucrezi așa puțin. Și chestia asta e importantă, mai ales în momentele în care tu nu ești suficient de harnic și nu respecti instrucțiunile. În momentul ăsta e foarte important să ai pe cineva care să-ți dea un șut în fund. Adică, da, ok, motivația de cele mai multe ori e bine să fie internă. Dar hai să fim serioși, că ne prinde bine când cineva ne împinge de la spate. Hai să fim cinstiți cu noi, să ne dăm seama că, bă, ok, în momentul în care vine cineva la tine și zice, ei, de ce freci menta? De ce nu lucrezi? Parcă e mai ușor să ne punem și să ne apucăm de treabă dacă persoana aia face lucrul ăsta într-un mod potrivit. Și chiar am întrebat pe grupul nostru de Facebook care e tipul de mentor preferat. Cineva care te încurajează și îți arată lucrurile bune sau cineva care e dur cu tine? Și foarte mulți oameni au zis că, bă, da, mă ajută când cineva e dur cu mine, când cineva îmi zice, bă, ok, vezi că nu faci lucrurile cum trebuie, apucă-te de treabă. Și de asta cred că e bine să fii atent și la factorii externi, să fii atent și la prietenii pe care ai, să fii atent la cât de mult te încurajează ei, să fii atent la familie, adică ai o familie care te încurajează, e cineva care, ai oameni în jurul tău care te încurajează să faci mai mult, care nu te lasă să stai pe loc. Și dacă răspunsul e da, atunci foarte bine. În schimb, dacă ai prieteni care nu prea fac așa multe cu viața lor și care nu prea te încurajează să te dezvolți și mai mult te încurajează să stai pe margine, cred că ar trebui să-ți regândești un pic relațiile din jurul tău. Deci astea sunt factorii care îți influențează motivația și imediat o să ajung în partea de întrebări. Și o să-ți răspund la toate întrebările, deci lasă toate întrebările tale acolo. Și încă un lucru foarte important, deci pentru toți cei care vor să lucreze alături de mine, pe termen lung, adică dacă tu ești la chestia asta și vrei să mai lângă tine, să fiu un colțul tău, să te ajut de fiecare dată când ai nevoie, dar și să-ți dau șuturi în fund atunci când ești leneș și demotivat, atunci intră pe carieră.wellcode.ro și programează-te la o ședință gratuită de consultanță în care vreau să am o discuție cu tine, vreau să văd dacă ți se potrivește programul nostru de mentorat și te putem ajuta. Și pe urmă o să facem un plan de muncă pas cu pas care să te ajute să îți atingi scopurile tale și să ai succes în domeniu. Ok, bun. Așa, salut! Ce crezi că ar trebui să aleg dintre UTCN Cluj și Babeș Matei Info? Nu pot să mă decid. E bine, Cristi, cred că ar trebui în primul rând să îți alegi un scop. Pentru că facultatea nu e un scop în sine. Facultatea maxim este un mijloc. Adică, ok, de ce vrei să faci facultate? Vrei să devii programator? Vrei să scapi de gura părinților? Vrei să ai o diplomă de pus în ramă la care să te uiți atunci când ai o zi mai proastă? Sau care e motivul pentru care vrei să faci facultatea? Adică, dacă vrei să devii un programator bun, ideea e că oricum o să trebuiască să înveți în afara facultății. Pentru că la facultate nu se fac suficient de multe lucruri. Și, na, în cazul ăsta, cel mai bine e să te scapi cât mai repede de facultate, deci să alegi o facultate de 3 ani. Așa, am 21 de ani, crezi că e târziu să mă apuc de programare? În niciun caz nu e târziu, adică am avut clienți mai bătrâni decât tine care s-au apucat de programare și au ajuns foarte buni. Adică, cred că cu cât încep mai repede, cu atât mai bine, dar 21 de ani e foarte bine. Așa, vei îmi spune, învăț programare, învăț de 2 ani și tot proastă sunt. Presupun că înveți programare și 2 ani înseamnă foarte, foarte multă vreme și cred că ar trebui să ai pe cineva lângă tine să te ajute. Adică sigur faci ceva foarte prost din moment ce ți-a luat 2 ani și încă nu ai ajuns programator. Așa, Bogdan mă întreabă dacă este bine dacă încep să învăț JavaScript ca începător. E bine, Bogdan, știu că mi-ai pus întrebarea asta și în live-ul precedent și de aia e că cel mai bine ca și începător e să începi să faci cursul gratuit de pe wellcode.ro și de acolo să începi să
înveți și pe urmă de acolo o să ai o idee mult mai bună cu ce să, cu ce să o continui. Deci cel mai bine începi de pe wellcode.ro. Așa, Sorin, am zis în felul următor. Te rog frumos, spune-ne cum este evaluat un programator începător în momentul angajării. Sunt la început, încă învăț, dar tot am impresia că scriu cod prea încet. Adică îmi propun să implementez o funcționalitate și dacă am mai făcut 1020 de minute, iar dacă e ceva pe care nu l-am mai făcut, poate să dureze două zile până mă prind să scriu cod ordonat și curat. Sorina, mi-e foarte greu să îmi dau seama din situația ta. Adică chiar trebuie să lucrăm împreună ca să pot să-ți dau un sfat pertinent. Dar evaluarea asta depinde. Adică pe baza unei discuții destul de scurte poți să-ți dai seama la ce nivel ești. Adică poți foarte repede să-ți dai seama dacă o persoană e tehnică sau non-tehnică. Pur și simplu îi dai o problemă, să zicem, simplă, în care trebuie să folosească niște concepte de bază și vezi cum folosește conceptele alea. Adică vezi, bă, ok, încearcă să aplice niște șabloane sau chiar îi merge mintea. Pentru că chestia asta e foarte ușor de verificat. Adică se vede clar din modul în care un om se exprimă. Îți dai seama foarte ușor din exprimare dacă omul știe programare sau dacă pur și simplu încearcă niște lucruri pe care le-a memorat, pe care le-a învățat pe de rost. Și chestia asta nu ar trebui să o simți. Adică dacă ai avea o îndrumare suficient de bună, ai ști exact, bă, ok, care sunt lucrurile pe care trebuie să le mai fac până la angajare. Așa, Casian mă întreabă, cam cât la sută din succesul tău l-a reprezentat Olimpiada și cât la sută proiectele personale? Sunt încă în liceu și vreau să știu cum să înclin balanța. Deci, Casian, în liceu m-am concentrat 100% pe Olimpiadă și aș zice că datorită Olimpiadei cam în proporție 80-90% sunt acum aici unde sunt, pentru că datorită Olimpiadei mi-am dezvoltat gândirea foarte bine. Adică cu toate că eram foarte încet la programare când am început să învăț, acum sunt mult mai rapid decât majoritatea programatorilor pe care îi cunosc. Adică pot să scriu cod mult mai repede și de aceeași calitate. Adică nu înseamnă că scriu cod mai repede și mai prost, ci scriu cod repede și la fel de bine sau chiar mai bine. Și chestia asta am învățat-o de la Olimpiadă, modul ăsta de gândire. De acolo l-am dobândit și pe urmă mai intervin și conexiunile, toți prietenii pe care mi-am făcut. Adică încă mi se pare incredibil că sunt prieteni cu foști olimpici internaționali, cu oameni care au luat medalii la competițiile internaționale. Adică e ceva de genul ca și cum ai fi prieten cu Simona Halep sau cu Gheorghe Hagi, cu genul ăsta de oameni. Am interacționat și încă interacționez. Așa, dacă X începe să lucreze cu tine, ajunge în punctul în care se scrie cod fluent, dar când ajunge la interviu, ce îl recomand în afară de o aplicație, probabil. Ideea e în felul următor. Recomandările la interviu tot timpul sunt experiența ta, care se traduce prin proiecte personale și felul în care rezolvi problemele la interviu. Adică tot timpul când aud de cineva sau nu știu, aud de o școală de IT care se laudă cu recomandări sau cu garantarea interviurilor, încep să fiu un pic sceptic, pentru că tot timpul când angajezi un om, tu vrei să-l angajezi pentru abilitățile lui, nu pentru faptul că are anume conexiuni, nu pentru faptul că are diplome. Adică noi tot timpul fugim de oamenii care au diplome, care au acreditări și chestia asta am văzut-o în special când am fost în America, că oamenii care sunt cu certificări și cu acreditări sunt priviți cu scepticism, pentru că înseamnă că nu au altceva cu care să-și demonstreze abilitățile, mai ales într-un domeniu ca și informatica. Adică ce trebuie să te recomande pe tine când ești la un interviu și ce îi ajută foarte mult pe clienții noștri sunt proiectele personale, lucrurile pe care ei le-au construit de la zero și felul în care sunt capabili să rezolve problemele de interviu, felul în care sunt capabili să răspundă la întrebări, claritatea pe care o dau soluțiilor lor și deci claritatea pe care o dau soluțiilor și calitatea codului.
Deci astea sunt lucrurile pe care îi recomandă. Așa, bun. Următoarea întrebare. Care crezi că sunt dezavantajele freelancing-ului? Eu n-am lucrat ca și freelancer, în schimb am mulți prieteni care au făcut chestia asta sau care o fac și din ce îmi povestesc ei, nu văd dezavantaje. Adică mi se pare că câștigi mult mai bine, ești mult mai flexibil ca și locație, ca și program de lucru. Deci nu pot să mă gândesc un dezavantaj al freelancing-ului față de programare. Nu știu, poate un dezavantaj e că lucrezi de acasă și lucrezi de pe canapea și stai într-o postură mai nasoală pentru că lucrezi de pe canapea și te doare spatele. Mai mult decât atât, nu știu. Așa, Laura. Dar dacă plec la un liceu și fac programul de mentorat pentru angajare, pot să nu mă duc la olimpiadă? Bă, nu e niciun motiv pentru care nu te duce la olimpiadă. Adică să zici că nu vrei să te duci la olimpiadă e ca și cum zici, bă, eu vreau să fiu mediocru. Ori noi aici pe Wellco, din contră, suntem pentru a încuraja oamenii să devină programatori buni. Adică dacă te uiți la chestia asta, eu vreau să te încurajez să fii un programator foarte bun. Pentru că e o diferență foarte mare dintr-un programator mediu. Sunt unii programatori care, nu știu, după ani de experiență ajung să câștige de-abia 1500 de euro. Și poate te gândești, ok, 1500 de euro e foarte mult pentru România. Dar în același timp, alt programator cu aceeași experiență câștigă 2-3 mii de euro, poate chiar mai mult. Sau poate e freelancer. Și atunci, tu trebuie să țintești sus. Adică asta e toată ideea vieții. Și dacă toți suntem la video de mindset despre motivație, cred că e mult mai mișto ca în loc să ai mașini faine sau priveliști mișto doar în jocuri, de exemplu dacă te joci GTA, de ce să nu ai toate chestiile astea în realitate? De ce să nu ai o viață foarte, foarte mișto? Adică din experiența mea, și nu zic tot lucrul ăsta ca să mă laud, zic pur și simplu ca să-ți arăt ce e posibil, mi se pare foarte, foarte fain să fie un punct în care chiar îți permit să-ți cumperi tot ce vrei. Adică știu când am ajuns prima dată în New York și lucram la Facebook și mi-a venit primul salariu, eram în punctul în care, bă, îmi permiteam să-mi iau orice îmi doream, nu mai existau limite. Și viața se schimbă în punctul în care, când ajungi în punctul ăla. Adică nu mai intervine presiunea unui venit, nu mai intervin, nu știu, factori externi, oameni care te pun să faci diverse lucruri, ci faci aproape doar ce vrei tu. Și un sentiment din ăsta foarte liberator. Dar toată chestia asta vine cu un preț. Adică ca să poți să ajungi în punctul ăla în care să îți permiți tot ce vrei, în punctul în care să fii liber și să-ți trăiești viața exact așa cum vrei tu, trebuie să lucrezi mai serios. Adică prima dată vine munca și abia pe urmă recompensa. Adică nu sunt niște lucruri care vin ușor, care vin de la sine. Și din cauza asta, ca licean, cel mai bine e să mergi la olimpiadă, să-ți dezvolți gândirea, să fii mult mai bun decât 99,9% din ceilalți elevi de liceu. Așa, Alina mă întreabă în felul următor. În medie, în cât timp un programator junior va putea deveni senior? Depinde foarte mult de cât de harnic e acel programator junior. Adică, nu știu, se poate și în 3 ani. Dar întrebarea e, în primul rând, cum ajungi să devii junior? Adică, da, ok, dacă scopul tău e să devii programator senior, foarte bine. Dar hai să devii prima dată programator. Așa, Dorin mă întreabă în felul următor. Ce părere ai de a avea un business în tech în România pe user experience? Unde o firmă sau un freelancer poate testa user experience-ul unui site sau aplicație? Nu știu, nu e domeniul meu. Dar mi se pare în principal, de exemplu, mă gândesc acum din punctul meu ca și administrator Wellcode, e că nu aș plăti pentru așa ceva, adică pot să-mi gândesc singur user experience-ul și pot să-l fac suficient de bine fără să apelez la experți. Deci, nu știu exact dacă în România e o cerere suficient de mare pentru chestia asta. Îți trebuie matematică pentru a deveni programator? Nu-ți trebuie matematică, maxim cea de gimnaziu. Așa, deci nu trebuie să-ți bați capul cu asta. Ok, resimt o lipsă de motivare când studiez concepte de bază. Unele lucruri sunt esențiale de învățat și mai mult teoretice, dar puțin plictisitoare. Ce părere ai? Cred că depinde foarte mult cum le înveți. Adică
Într-adevăr, lucrurile trebuie să fie grele, dar nu trebuie să fie neinteresante. Adică feedback-ul pe care îl primesc din partea multor clienți e că, bă, ok, interesant, mă prind problemele alea. Am stat până la ora 4 dimineața să mă gândesc la o problemă și să o rezolv. Și asta mi-arată că, ok, lucrurile, chiar și lucrurile de bază, pot să fie interesante dacă îți sunt predate și explicate cum trebuie. Deci cam asta e toată ideea. Pur și simplu, trebuie să ai informația bună ca să nu ți se pară plictisitoare și dacă ți se par plictisitoare, cel mai probabil înveți prost sau cel mai probabil te plafonezi pentru că nu înveți ceva suficient de greu. Tot timpul ceea ce înveți trebuie să fie greu, trebuie să fie un pic deasupra nivelului tău ca să te asiguri că faci progrese. Deci asta e părerea mea. Pot lucra dacă termin programul de mentorat în timpul când fac un liceu? Nu prea, pentru că angajatorii sunt sceptici să angajeze pe cineva în timpul liceului. Pot să fii web developer, să lucrezi la o companie high-tech din lume, precum Google, Amazon, Microsoft, etc.? Da, normal că poți, doar că ca să ajungi acolo din nou trebuie să fii foarte, foarte, foarte serios. Și cu ideea asta încheiem live-ul de astăzi. Un reminder foarte important apropo de seriozitate. Deci dacă chiar vrei să fii serios, dacă chiar vrei să lucrezi alături de noi și să obții rezultate foarte bune, atunci programează-te la o ședință gratuită de consultanță în care o să ai o discuție cu mine, în care vreau să văd exact care sunt scopurile tale, unde vrei exact să ajungi, o să trag așa un pic de tine să văd exact de ce vrei să faci asta și cât de important e pentru tine. Și după aceea, dacă e foarte important și programul nostru e potrivit pentru tine, o să îți explic exact care sunt pașii pe care trebuie să-i faci ca să ajungi acolo și cum poți să devii un programator de succes. Așa că, până data viitoare, eu îți urez mult succes, sper să fii motivat, să faci treabă serioasă și să ne auzim cât de curând să obținem rezultate bune. Deci carieră.wellcode.ro, programează-te la o ședință gratuită de consultanță și hai să facem treabă bună!